Cu toate că depresia este boala secolului 21, pandemia a făcut ca omenirea să sufere mai mult de tristețe în acest context social. Pentru coronavirus s-a găsit antidotul, însă noi trebuie să ne găsim echilibrul pentru a trece peste această perioadă grea. Depresia ne bântuie în ultimii ani, însă din cauza pandemiei, aceasta își face simțită prezența din ce în ce mai mult. Situația epidemiologică a influențat negativ populația. Persoanele până în 60 de ani au fost grav afectate și majoritatea suferă de o depresie care s-a declanșat de la începerea acestui virus și până în prezent. Este o stare mentală de tristețe, de persistență, care poate afecta gândurile, comportamentul, emoțiile și starea până la urmă. Cred că foarte multe persoane depresive trăiesc emoții de tristețe, anxietate, lipsă de speranță, îngrijorare, neajutorare, de exemplu, cum este perioada pandemiei, lipsă de valoare, de vinovăție, își caută pricini. Din ce cauză l-a dat afară? De ce tocmai acum rămâne fără servicii? Și atunci începe să se gândească la lipsa de valoare, de vinovăție. Și atunci începe și iritabilitatea și agitația. Și persoanele de comunicare care sunt? Nevasta sau soțul și copii. De acolo încep și problemele. De exemplu, a crescut și rata divorțurilor în perioada pandemiei. Teama de infecție, pierderea locului de muncă, oprirea activității economice și sociale sunt poveri grele, mai ales pentru oamenii care aveau probleme cu depresia și înainte de pandemie. Măsurile impuse izolează cetățenii și îi privează de tratament. Povara cea mai grea în această perioadă pentru populație, și aici intră și copii și adolescenți și adulți, este teama de infecție. Apoi pierderea serviciului, izolarea, oprirea activităților economice și sociale. Sunt probleme grele, mai ales pentru cei care suferă de depresie în această perioadă. Nu vorbim numai de frica de infecție și boală. Între timp am aflat și ce înseamnă măsurile recent înăsprite de combaterea pandemiei. Asta iar este o stare de agitație pentru oameni. După această situație dificilă prin care omenirea a trecut în ultimul an, mulți dintre noi ne întrebăm dacă va urma și o pandemie a depresiei. Cetățenii trebuie să își găsească echilibrul atât din punct de vedere social, economic, dar mai ales personal și spiritual.